Bună, fetelor, și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi am un clip pentru voi și este vorba de haul, produsele pe care le-am cumpărat și primit în ultima perioadă. De fapt, cred că, da, sunt și câteva primite. O să încep cu aceste pastile de fapt de ploapă de la Melchior. Din păcate, nu se vede foarte bine culoarea care o au ele în realitate, nu se vede foarte bine culoarea pe cameră, dar să știți că la aceste patru farturi am făcut swatch-uri și nu am adăugat niciun fel de filtru și găsiți poza respectivă pe Instagram. O să vă las numele contului meu de Instagram în descriere să mergeți să vedeți acolo swatch-urile dacă vă interesează. Acesta este Gold Dreams. Este lucios cu, de fapt, sidefat cu irizații, arată foarte, foarte bine. Următorul este Diafan. Este un roze pal nude, așa. Și acesta este sidefat cu irizații, dar mai subtile, așa se zice. Apoi avem Red Leaf, care îmi place extrem de mult și care l-am luat pentru crease în zona aceea și pentru blending acolo. Iar ultimul este Unique Touch și este un mov cu sidefat cu irizații, după cum se poate observa. Îmi plac foarte mult toate fardurile, sunt extrem de pigmentate, iar promoția la Melchior este că la 3 farduri tip pastilă cumpărate primești unul gratuit. Bun, acestea au fost cumpărăturile de la Melchior. Apoi o să vreau să vă arăt cumpărăturile de la Yves Rocher. Am decis să cumpăr și eu acest gel de duș în ediție limitată de vară. Îmi place foarte mult ambalajul. Are un miros floral fresh. Din păcate, la prima vedere nu m-a cucerit apa de toaletă, dar costă doar 30 de lei. S-ar putea totuși să o cumpăr mai târziu, în luna iulie. Mai vreau să vă arăt de la Yves Rocher promoțiile. Sunt sigură că multe dintre voi le cunoașteți deja, dar cam așa arăta promoția pe luna iunie și acesta este cecul cu promoții de luna iulie. Bun, o să vă arăt un exemplu, da? Aici aveți un 1 plus 1 cadou, 1 plus 1 cadou, iarăși 1 plus 1 cadou și se poate folosi oricare dintre file. Fila aceasta reprezintă 35% reducere pentru un parfum la alegere, 35% reducere pentru apele de toaletă, 30% reducere pentru un produs în general la alegere, două geluri de duș plus 1 gratuit. Asta îmi place foarte mult, oferta asta. Aceasta iarăși îmi place cu gelurile de duș clasice. 30% reducere la un produs de machiaj și asta mi se pare interesantă, oferta au tot felul și pentru bărbați și pentru truse și pentru păr și la sfârșit, o să vă arăt foarte pe scurt, mai sunt aceste lucrușoare, de exemplu, oglindă cosmetică oferită la utilizarea 3 file din acest carnet și așa arată oglinda, cei se pun ștampiluțele. Sau apă de toaletă oferită la utilizarea a 5 file din acest carnet. Și asta mi se pare absolut genială, pentru că chiar merită să beneficiați de aceste oferte. Trusa asta mi se pare foarte, foarte mișto. Gel revigorant pentru bărbierit, gel de duș pentru corp și păr și trusă cosmetică. Toate la 32 de lei 90. E super oferta. Ok, mergem mai departe, atât cu Yves Rocher. Și o să vă arăt comanda de la Oriflame acum. Este vorba despre aceste două produse. Primul este un body scrub din gama Love Nature, cea rebranded. Ați văzut așa un sneak peek din următoarele produse ce urmează să vi le arăt. Este cel cu lavandă, este cel Relaxing Lavender. Îmi place foarte mult ambalajul, să fiu sinceră. Îmi place și mirosul. Eu nu am probleme cu mirosul de lavandă. Mă liniștește, îmi place, e chiar ok. Singura problemă o am cu lavanda în stare naturală, pentru că sunt alergică la miros și strănut în continuu. Dar în produse cosmetice nu mă deranjează cu absolut nimic. Apoi, am acest gel de picioare, dar nu este pentru hidratarea picioarelor, ci este pentru calmare și stimularea circulației. Este pentru picioare obosite, în special pentru zona gleznelor. L-am luat fiindcă eu
stau foarte mult în picioare, călătoresc foarte mult și mi se umplu gleznele îngrozitor câteodată, mai ales vara, așa că am vrut să iau acest gel. Din Oșan. Am cumpărat aceeași vopsea de păr de la L'Oreal Excellence Creme pentru că știți ce mult mi-a plăcut în ultimele două dăți când am folosit-o, așa că am vrut să mai iau una. Încă nu o să-mi vopsesc păr, dar o să o am pentru mai încolo. Adică nu o să vopsesc acum când filmez. De la Avon am primit două testere, două eșantioane. Este vorba de un ruj mat, cel preferat de mine, care știți că a fost lăudat de foarte multe ori, dar acum am ocazia să-l testez într-o nouă nuanță, așa că sunt încântată. Și aici este un eșantion cu un parfum pentru ea și pentru el. Este vorba de Attraction Rush. O să iau testerul cu parfum pentru femei și o să-l las pentru acesta pentru bărbați și o să-l dau prietenului meu să-l încerce și el. Ok. Tot din Oșan am recumpărat și benzile depilatoare de la Farmec, cele cu orhidee, care știți cât de mult îmi plac. Eu folosesc cam un set în acesta la o lună și jumătate, un pachet. Tot din Oșan am cumpărat și acest fixativ de la Schwarzkopf Taft Fullness cu putere de fixare 4. Nu am mai avut niciodată această formulă în ambalaj turcoaz. Eram curioasă. Sincer, vara nu fac coafuri foarte pretențioase și atunci nu mai folosesc așa de mult fixativ. Nu am mai vrut să investesc într-un fixativ de 35-40 de lei. Chiar dacă sunt bun acela și cam asta folosesc pe toată durata anului, am vrut să economisez puțin și la mine pe acesta cu, nu mai știu, 12 sau 13 lei, ceva de genul. Bun, din Oșan am mai cumpărat și o acetonă, un dizolvant de unghii de la Farmec, fiindcă am mai avut o sticluță de genul acesta și mi-a plăcut foarte mult. Cred că voi rămâne la aceasta, nu o voi modifica, adică nu o voi schimba. Am găsit din nou oferta la dischetele de machiante de la Clinique. De fiecare dată când găsesc oferta asta, am grijă să beneficiez de ea, pentru că este extrem de bună și îmi plac foarte mult cotonetele astea ale lor. Ok, mergem mai departe. Și știu că ați reușit să vedeți așa, ușor. Următorul produs este vorba de șamponul uscat de la Batiste, în variantă Oriental. A fost 19 lei, l-am cumpărat de pe Aoro, pentru că acum urmează produsele cumpărate de pe Aoro. Știți că fac comanda lunară și, din păcate, nu am găsit ața dentară mea preferată, nu era pe stoc, trebuie să aștept, data viitoare cred că voi cumpăra 2 sau 3 pachete ca să nu mai fiu în situația asta, dar mă bucur că am găsit șamponul uscat ca așa o ofertă bună. Ok. Următoarea ofertă a fost și ea interesantă, la două produse Rexona cumpărate și eu le-am luat pe acestea două deodorante am ales, primeai un cadou. Haideți să vă arăt despre ce deodorante este vorba. Am luat unul de bărbați, Adrenaline, ca așa arată deodorantul, pentru prietenul meu, și unul pentru dama care este extrem de micuț și nu am fost atentă în momentul în care am citit pe site că particularitățile acestui produs. Mă chinuiam să mă exprim, doamne. Și am observat doar când a venit comanda că acesta are 75 de mililitri față de un deodorant obișnuit care are 150. Da? Deci acesta are cantitate dublă față de asta de femei. Este în aroma Shower Fresh și îi spune compressed, în sensul în care aceeași treabă pe care o face acesta de 75 de mililitri ar face și unul de 150 de mililitri. Mi se pare foarte interesant. Mai puțin ambalaj, mai puține folosiri. Aceleași folosiri, scuze. Da, mi se pare extrem de interesant. Voi ați mai văzut deodorantele astea așa, compressed. Și sunt și mai miculuțe și mai drăguțe. Ok, iar cadoul de care v-am povestit a fost un prosopel, a venit în această husă. Este un prosopel de față foarte, foarte drăguț. L-am desfăcut înainte, m-am uitat, este destul de mare. E binevenit orice cadou. Următorul produs este o apă de parfum. E vorba de Humanity de la Terry Mugler, pentru că știți că este parfumul meu semnătură, nu îl mai aveam.
Și nu am reușit să-mi cumpăr full size acum, luna asta, așa că l-am luat în varianta asta de 5 ml și a fost 24 de lei, pentru că am vrut neapărat să-l am în colecție. Chiar și așa până când reușesc să-l iau full size. Iar ultimul produs este vorba de acesta, L'Oreal Men Expert Hydra Energetic. Este Taurine Shower Wake Up Effect concentrat pentru face, body and hair. Mi se pare genial și are și o consistență super, super faină. Bun. Acestea au fost produsele. Vi le-am arătat pe toate. Ce vreau să vă mai povestesc foarte pe scurt este faptul că Aoro se va redenumi sau se va numi de acum încolo Notino. Ce se va schimba odată cu Notino? Logo și nume din Aoro în Notino, adresa web va fi notino.ro, e-mail-ul va fi acesta de acum încolo și numărul de telefon pentru serviciu clienți, deci acestea vor fi schimbările. Iar în ceea ce privește ce înseamnă Notino, sunt aici câteva detalii și ce va rămâne la fel. Toate cupoanele, reducerile și voucherele, prețurile accesibile, nu creștem, ci chiar reducem prețurile, facturi, înregistrare, istoric, comenzi și datele de logare. Ceea ce este super, super ok. Bun, deci da, Aoro se va redenumi Notino în curând. Și asta este. Bun, sper că v-au plăcut produsele, au fost destul de interesante, zic eu, și ne vedem la un alt clip. Pa, pa!